părerea mea, la fel ca și părerea a 80% dintre turcii care au pus comentarii pe pagina oficială de Insta a serialului, este că ne lipsesc scenele asialaz. Episodul, de peste două ore, a conținut două scene scurte cu ei. Sercan și Sebnem au lipsit aproape cu desăvârșire, e ce nu a apărut deloc, iar Cagla și Cesur foarte puțin și nici nu știu ce am urmărit. O ruia foarte confuză, Odată îi promite lui Ali Aman încredere și comunicare și în secundă următoare îl acuză de lucruri teribile. La scurt timp își dă seama că el avea dreptate și îi strică că urăște ca el să aibă dreptate, ca pe urmă să-l mintă privindu-le în ochi. Îmi pare rău, pe mine acest personaj nu mă mai convinge absolut deloc. Era de așteptat ca Sercan să scape basma curată, deși eu aș fi pus mâna în foc că o va distruge pe Sebnem, nu mă așteptam ca Metin să fie cel terminat. În închisoare păruse un personaj atât de puternic, atât de sigur pe sine. Degeaba rămâne ruia cu mama ei, pentru că știm deja de ce e capabilă Sebnem, să nu uităm că l-a ucis pe fratele lui Neslihan cu sânge rece și a fost cea care a tras asupra lui Esref. Nu sunt prea mulțumită nici de atitudinea lui Guven, ar trebui să facă o alegere în ceea ce privește viața lui sentimentală, pentru că Osce nu merită să fie tratat astfel. E clar că inima lui a rămas la Neslihan, dar el va trebui să ia o decizie curând, pentru că astfel le chinuie pe amândouă. În rest, l-am văzut pe Yaman Ali luând toate mașinile disponibile pentru a urmări pe cineva, urmăriri cu taxi, urmăriri în echipa, toată lumea urmărea pe cineva în acest episod. Si, vrând nevrând am ajuns iar la preferații serialului, Asia Laz continuă cu interacțiunile lor pătimașe. Probabil că scenarista ne mai ține puțin în alertă cu jocul acesta dintre ei, ca un fel de șah. La care fiecare își face mutarea și așteaptă să vadă mișcarea adversarului. A fost un episod mai slab decât până acum, voi pune asta pe seama ieșirii bruștea lui Esref, scenariul trebuind să fie modificat pe fugă.